Salut, Scorpioni! Voi face citirea pentru săptămâna 1 mai 7 mai 2023 o săptămână cu luna plină și eclipsa de lună în 5 mai o eclipsă de lună care vine la pachet cu, fosta, cu eclipsa de soare nu hibridă care a fost în 20 aprilie V veți avea runele și spatul tarotului ermetic. Bineînțeles, și horoscopul pentru a vedea uh, casa în care se are loc această eclipsă, adică în casa scorpionului. Deci, casa întâia, personalitatea. La ce schimbări vă puteți aștepta, și ce aspecte mai sunt ale. Celorlalte planete, împreună cu Soarele și Luna. Bun, să vedem! Trădare. La mai multe zori a apărut lucrul acesta, trădarea. O săptămână în care vei simți această trădare. Fie la locul de muncă, fie într-o afacere, în ceva veți avea această situație. Voi. Fericirea și cunoașterea. În primul rând, voi. Voi uh, sunteți competitivi, cumva am putea spune. Vreți să. Uh, Încercați să faceți ceva, poate o afacere, poate uh, o relație sau să aveți o relație personală cu cineva și este un fel de concurență. Deci aveți această concurență unde uh, veți spune mici minciuni, mici pe mici răutăți, dar fiecare luptă cu armele lui și niciodată nu veți ști cine va câștiga în această situație. Deci voi cu asta o să vă ocupați mai mult. Dar aveți și fericire aici, soarele. Am putea spune că ne gândim la casa fericirii, da? Care ar reprezenta pentru fiecare, pentru unii poate să reprezinte o creativitate, pentru unii un hobby, o iubire, educația unui copil și aveți totuși soarele. Va aduce fericire, căldură, căldură sufletească, bucurie. Tot ce reprezintă soarele, nu, dar strălucire. Trebuie să vă gândiți că, totuși, acest soare poate să devină vulnerabil în fața invidiei. Și este bine să vă păstrați această fericire în sanctuarul inimii voastre, în cercul conjugal. Iată, în cunoaștere, călătorii, S-ar părea că în această cunoaștere poate că aveți studii sau participați la niște studii și uh, vreți uh, să avansați, să fie totul bine, dar totuși v-ați construit, am putea spune, aceste studii ca pe un turn. Fiindcă aveți acest turn unde arată edificiul vostru, ceea ce ați făcut până acum, ce ați acumulat din cunoaștere până acum. și Fulgerul lui Marte va aruncă din turn, dar dărâm acest turn. Din cauza greșelilor pe care le-ați făcut, am putea spune că ați construit acest turn pe o bază care nu este solidă, pe nisipuri mișcătoare și acest lucru vă dă șansa să reconstruiți totul de la zero, dar având această perioadă de stagnare, fiindcă acest turn, asta reprezintă o evaluare a situației voastre legate de cunoaștere, de călătorii, dar și să ajungeți la o concluzie, să vedeți greșelile pe care le-ați făcut. Bun, resurse. Loc de muncă. Carieră. În resurse aveți un 10 de spade. Este maximum cât poate să ducă un om. Dacă îl observați, acest personaj este doborât, uh, culcat la pământ, cu 10 de spade în spate, deci legat de resurse, de bunuri materiale, uh, nu aveți o săptămână ușoară. La locul de muncă, un prinț de monede. Poate fi vorba de un bărbat cu ascendent zodie în fecioară. Un bărbat care își arată dorința să vă ajute, să vă sprijine, să primiți, eu știu, un sprijin din partea lui. Este o persoană care se descurcă foarte bine din punct de vedere financiar, din punct de vedere al resurselor. El călătorește foarte mult, muncește foarte mult. Și s-ar putea să fie un sprijin pentru voi să vă ajute. În ceea ce privește cariera un prinț de spade, o persoană războinică, aici vorbim de un bărbat tânăr cu ascendență rodie în gemeni, care vine efectiv să vă ceară ceea ce consideră că este dreptul lui. Nu va fi o întâlnire ușoară, cum să spun, această... Ciocnire cu acest prinț de spade, fiindcă este o ciocnire, nu va fi deloc ușoară. Comunicare, contracte și aveți aici uh, trei de monede la relații. Deci am putea spune nou de băte, aveți blocaje, probleme, dificultăți cu acest, uh, am putea spune, nou de băte. O situație dificilă în care uh, trebuie să vă ascundeți scopurile pentru a depăși aceste blocaje și aceste neînțelegeri. Uh, Într-un contract, o asociere, poate un proces, voi v-ați dori să aveți noroc. Dacă vreți să semnați acum, în această săptămână, un contract, uh, dacă era, este un contract discutat cu luni în urmă, îl puteți semna, dar totuși trebuie să fiți atenți. Mercur este retrograd. Acest, uh, roata, această roată a norocului vă spune că nu mergeți numai așa ei poate am noroc sau nu, o i vedea. Fiindcă dacă gândiți așa, nu va fi deloc ușor. Deci este bine să încercați să evaluați mai bine situația și să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, corectitudinea, să vă ascundeți scopurile, dar în același timp să fiți fermi în ceea ce faceți, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi și, bineînțeles, vă puteți aștepta să primiți în palma voastră cheia puterii. Aici, creat, relațiile voastre cu prieteni, cu protectori, au la bază această creativitate. Este o creativitate la început pe care trebuie să o conduceți genial pentru a obține ceea ce vă doriți: familie, cămin, schimbare, transformare și ultima sacrificiu. În familie, în cămin, aveți un capricorn, un bărbat cu ascendent zodie în capricorn. Un bărbat care vă cunoaște sensibilitatea, vă cunoaște cum să spun, viciile. Fiecare o mare vicii sau eu știu slăbiciuni. Și trebuie să fiți atenți, să renunțați la aceste vicii, fiindcă s-ar putea să intrați în puterea acestui diavol și să vă pună într-adevăr să jucați după cum vă cântă. Deci este bine să renunțați la vicii, cam ăsta este sfatul arcanei. Schimbarea, transformarea sau Legat de o datorie, puteți să primiți un ajutor pecuniar din partea unui rege de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendență zodie în o persoană mai în vârstă, care poate fi o relație sau poate să fie numai un ajutor pecuniar pentru voi. În ceea ce privește uh, sacrificiul vostru, este acest uh, sacrificatul, spânzuratul. Uh, acest sacrificiu este uh, creat de ceilalți, o stagnare, fiindcă asta reprezintă o stagnare. Uh, este ca un fel de pedeapsă pentru voi, dar puteți să vă, să vă eliberați din această stagnare dacă vă schimbați concepțiile. Nu puteți schimba concepțiile celorlalți, ei v-au adus în acest sacrificiu. Spânzuratul, deci acest sacrificiu, această stagnare, și nu aveți ce face decât să vă eliberați prin a vă schimba uh, concepțiile. Aceasta a fost citirea pentru voi, Scorpion. Vă doresc o săptămână frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.